În Valea Jiului, ca și în restul județului Hunedoara, sunt zeci de oameni care apelează la mila cetățenilor, folosindu-se de diverse mijloace prin fețe cât mai chinuite și cartoane cu mesaje care te fac să deschizi portofelul. Oamenii străzii reușesc să-și atingă scop. Autoritățile intenționează să ia măsuri după ce o serie de sesizări au fost făcute la primăria Petroșani. Noi, la nivelul anului 2014, deja am acordat un număr de 11 avertismente și chiar 18 amenzi către aceste persoane, însă aș vrea să remarc faptul că noi avem o bază de date cu aceste persoane care în general au tot fost surprinse de către cei de la poliția locală. O altă problemă care apare este legată de faptul că ei au devenit extrem de insensibili, să zicem, la avertismentele pe care noi le dăm, pentru că știu că orice amendă nu face altceva decât, sau pentru ei are doar valoarea unei hârtii goale, ea merge apoi către serviciul de impozite și taxe de unde ei domiciliază, însă ei nu pot fi executați pentru că nu au niciun fel de bun. Așa că pentru ei nu există niciun fel de teamă vis-a-vis de faptul că au amenzi în cuantum de orice sumă doriți dumneavoastră. Pentru persoanele care practică cerșetoria, nu există niciun fel de teamă de amenzi sau avertismente. În acest context, cerșetoria devine o adevărată afacere clădită pe mizerie, suferință și de cele mai multe ori minciună.